După cum vedeți, o nouă investiție la Conțești, pe fonduri europene, prin programul operațional regional. Despre ce este vorba? Avem 10 km de asfaltare a drumurilor de exploatare agricole. De aceste drumuri beneficiază 280 de proprietari de terenuri. De asemenea, aceste drumuri beneficiază și 4 ferme agricole, 2 ferme de vaci, care de asemenea au accesat fonduri europene private. Această investiție este foarte benefică pentru locuitorii comunei Conțești. De asemenea, în spatele dumneavoastră, după cum vedeți, avem și gospodăria de apă comunală, o altă investiție care o să se finalizeze luna viitoare. La rândul său, senatorul PDL de Dâmbovița, Valentin Calcan, a felicitat conducerea primăriei, precizând că reprezentanții opoziției ar trebui să se abată de la drumul spre București și să intre pe arterele comunale să vadă asfaltul fierbinte. Aș vrea, pentru că iată, e comuna Conțești aici, ca să fie limpede, chiar dacă iată e asfalt, acolo este o stație de apă, aș invita, haide să spunem, colegii din opoziție să nu treacă numai așa în viteză pe drumul principal și să critique dacă se fac trotuare în Conțești sau dacă sunt plantați copaci, sunt plantate flori, ci să încerce să se abată puțin și de la drumul național. Eu înțeleg că drumul lor de la Târgoviște la București înseamnă DN71, dar în momentul când vorbesc de Conțești, să vină și să vadă într-adevăr ceea ce se întâmplă și în dreapta și în stânga drumului, pentru că iată, se întâmplă lucruri minunate. Proiectul primăriei Conțești a obținut finanțare prin măsura 125, finanțare care atinge valoarea de 1 milion de euro, după cum a ținut să sublinieze președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Florin Popescu. Ne aflăm astăzi aici la Conțești, unde primăria desfășoară un proiect cu finanțare europeană în valoare de 1 milion de euro, pe măsura 125 la Agenția de Plăți și Dezvoltare Rurală. La nivelul județului Dâmbovița sunt 12 astfel de proiecte, dintre care 11 accesate de primăriile din Dâmbovița și unul este accesat de Romsilva. Cel de Romsilva are valoare de 1,5 milioane de euro. Este vorba de asfaltarea părții drepte a lacului Bolboci din zona Padina Peștera, cu o lungime de 7 km. Celelalte 11 primării, unele dintre ele s-au apucat de treabă, cum este aici la Răcar și la Conțești, cum înțeleg că va fi în curând la Răcar. Altele sunt în proceduri de licitație. Sper ca anul acesta să se finalizeze cât mai multe din astfel de proiecte, pentru că sunt foarte, foarte utile. Eu cred foarte mult în dezvoltarea agriculturii. Cred că România are o șansă teribilă în agricultură și trebuie să creăm infrastructura necesară pentru a se crea ferme de tipul celor 4 care se află pe acest traseu și probabil că altele care vor apare. Țineți minte de foarte multe ori ne miram cum cei din Uniunea Europeană, domne, duceau asfaltul până la o fermă în mijlocul câmpului. Iată că Uniunea Europeană ne dă și nouă bani să facem astfel de proiecte, să ducem infrastructură, curent, drum, apă, către fermier ca să vină să-și facă bază de producție aici, în mijlocul câmpului, unde este cel mai aproape de tarlaua respectivă și, evident, o să aibă costuri mai mici.